Dimineața, prieteni. După o legendă, se spune că Pitagora, fiind întrebat de către Policrate, tiranul Siracuzei, câți elevi are, a răspuns astfel: Jumătate din elevi studiază matematica, un sfert muzica, a șaptea parte asistă în tăcere, și în plus mai sunt trei femei. Cât elevi erau în total? Comparăm rezultatele după lecția de mate, care începe chiar acum. Bună dimineața, dragi elevi! Mă numesc Florin Tănasie, profesor de matematică la Colegiul Național Zinca Gulescu din Pitești și astăzi am venit în fața voastră cu o lecție de pregătire pentru examen de valoare națională. Lecția se numește Piramida hexagonală regulată, arie și volum, aplicații. Pentru aceasta am pregătit uh, uh, câteva aplicații, însă iarăși trebuie să vă aduc aminte formulele de calcul pentru arie laterală, pentru arie totală și pentru volumul unei piramide în genul unei piramide regulate și, în cazul nostru, a unei piramide cu bază hexagon regulată. Uh, hexagonul regulat, să știți că, după mine, este una dintre cele mai frumoase figuri geometrice, pentru că sunt atât de multe uh, uh, elemente frumoase în acest hexagon. Vă reamintesc că este uh, hexagonul cu toate laturile și toate unghiile congruente. Și, după cum vedeți în figură, pentru această problemă avem o piramidă hexagonală regulată, cu înălțimea de 6 cm și latura bazei de 12 cm, și ni se cere să aflăm muchia laterală, area totală și volumul piramidei. Pentru aceasta, trebuie să ne reamintim că, în cazul hexagonului regulat, raza cercului circumscris este exact cât uh, lungimea laturii. Uh, și observați că acest hexagon regulat se descompune în 6 triunghiuri echilaterale. Deci, raza practic este egală cu latura. Iar raza cercului înscris în hexagonul regulat este egală cu R mic, am notat eu acolo, care de fapt reprezintă înălțimea unui astfel de triunghi echilateral, și anume latura înmulțită cu radical din 3 supra 2. A fost nevoie să aduc aminte aceste două uh, relații ale razelor uh, circumscris și uh, razei cercului înscris în, uh, poligonul, în uh, hexagonul regulat pentru că sunt foarte utile în uh, formulele uh, pentru arie și volum. În triunghiul VOB, cu măsura unghiului VOB de 90 de grade, aplicând teorema lui Pitagora, VB pătrat este egal cu VO pătrat plus OB pătrat, unde OB este egal cu R mic, am zis acolo, sau egal cu, mai departe, latura hexagonului regulat. De aici rezultă, de aici rezultă că uh, VB pătrat, da, înlocuim în relația din lui Pitagora, V pătrat este egal mai departe cu 6 la puterea 2 plus 12 la puterea 2, care este 36 plus 144, adică 180. Și atunci, muchia, da, muchia laterală a piramidei hexagonale regulate, e mic, sau mai departe pe notația din figură V, B este egal cu 6 radical din 5 cm. Acum să remitim formulele pentru a totală și volum, după cum spuneam. Area totală este egală cu area laterală plus area bazei iar area laterală este perimetrul bazei înmulțit cu apotema piramidei, totul supra 2. Și, bineînțeles, foarte important, area bazei, adică area hexagonului regulat. După cum v-am spus mai înainte, se descompune acest hexagon regulat în șase triunghiuri echilaterale și atunci area hexagonului regulat este 6 înmulțit cu latul la puterea 2 radical între pe 4 cât este area unui triunghi echilateral. Și am notat eu aici, a, a indice pe mic, pe figură, apotema piramidei sau VM. Pentru determinarea potenei piramidei putem aplica teorema lui Pitagora în uh, triunghiul VOM. Deci VOM, iată, este aici. Da? Deci uh, în acest triunghi aplicăm teorema lui Pitagora, după cum spuneam, VM pătrat este egal cu Vul la pătrat plus OM la pătrat. Și acolo am folosit uh, OM ca fiind raza cercului înscris în acest hexagon. Regulat este egal cu uh, L radical din 3 supra 2 adică 6 radical din 3, 6 radical din 3 cm, O M care reprezintă de fapt înălțimea triunghiului echilateral OBC. Deci VM la puterea 2 este egal cu 6 la puterea 2 plus 6 radical în 3, totul la puterea 2. Încă o dată fac o observație aici că trebuie pus 6 radical, de pus într-o paranteză pentru a... Uh, nu greșiți să ridicați doar unul dintre factori la puterea a doua. Și atunci obținem 6 la puterea a doua plus 6 la puterea a doua ori 3, adică 6 la a doua mânțit cu 4. Și de aici vom scoate că VM, care este apotema uh, piramidei, este egal mai departe cu 12 cm. Rezultă de aici că uh, area laterală, care este de fapt perimetrul bazei ori apotema asupra 2, adică 6 ori latura ori apotema asupra 2, egal de mai departe cu 3 ori 12 și cu încă un 12, care de fapt va fi 432 de centimetri pătrați. Deci asta este area laterală. Apoi pentru area totală ne trebuie și area bazei, adică area hexagonului regulat și am scris eu acolo 6 mulțit cu L la puterea 2 ori radical din 3 spre 4, adică de 6 ori area unui triunghi echilateral. Prin înlocuirea laturii triunghiului cu 12 la puterea a doua sau, v-am spus, se reprezintă și latura hexagonului regulat, obținem că area bază este 216 radical din 3 cm pătrați. Deci, area totală este 432 plus 216 radical din 3 dăm factorul cum 216 și obținem uh, area totală, adică 216 pe lângă 2 plus radical din 3 cm. pătrați. Pentru volum avem area bazei ori înălțimea supra 3. Observați că area bazei o avem calculată mai sus, este 216 radical din 3 cm pătrați, după care am înlocuit-o, înălțimea este 6 și obținem volumul acestei piramide hexagonale regulate egal cu 432 radical din 3 cm cubi. Am pregătit aici o altă uh, aplicație Adică am pornit de la area totală și area laterală și atunci observați voi acolo piramidă hexagonală regulată cu area laterală de 432 cm pătrați și area totală 432 plus 216 radical din 3 cm pătrați. Și atunci ni se cere să determinăm apotema piramidei și latura bazei. Apoi volumul piramidei și uh, măsura unghiului determinat de o față laterală cu planul bazei. Pentru început, bineînțeles că area totală este area laterală plus area bazei și de aici scoatem foarte ușor area bazei care este uh, 216 radical din 3 cm. De aici știm că baza este un, poli este un hexagon regulat și am scris eu acolo 6 ori L la puterea a doua înmulțit cu radical din 3 pe 4. De aici scoatem latura la A2 egal cu 36 uh, ori 4 și obținem latura bazei egală cu 12 cm. Aici, bineînțeles că am, uh, am împărțit relația prin radical din 3, apoi am zis 216 ori 4, totul 6 și rezultă latura la puterea 2 este egal cu 36 ori 4 și am scos radical din fiecare factor, adică 6 ori 2 este egal cu 12. Deci, area laterală este de 6 ori latura, adică perimetrul bazei ori apotema piramidei totul supra 2. Știm din ipoteza problemei că este 432 cm2 și de aici putem scoate foarte ușor apotema piramidei care este egală și ea tot cu 12 cm. Pentru um, determinarea înălțimii piramidei aplicăm teorema lui Pitagora în triunghiul VOM cu măsura lui VOM de 90 de grade, iată aici, VOM de 90 de grade, măsura, și avem că VO la puterea a doua este egal cu VM um, la puterea a doua, minus OM la puterea a doua. Aici, foarte important atunci când avem de calculat o, o catetă, da? deci trebuie să facem diferență altfel, fiindcă am văzut foarte multe greșeli de genul acesta, uh, fac tot sumă și atunci ajungem la o chestie falsă, adică lungimea unei catete să fie mai mare decât lungimea ipotenuzei, ceea ce nu este adevărat. Deci, practic, ori aplicați teorema VM la puterea a doua este egal cu V la puterea a doua plus OM la puterea a doua sau puteți să scoateți direct VO la puterea a doua este egal cu VM la puterea a doua minus OM la puterea a doua. Adică, VM este 12, deci 12 la puterea a doua 144 minus OM 108, care de fapt o să fie 36. Deci V-ul pătrat este egal cu 36 și atunci scoatem înălțimea piramidei. v este egal cu 6 cm. Folosind aici și faptul că OEM este înălțimea triunghiului echilateral, unele din triunghiul echilateral din interior hexagonului regulat, adică 6 radical din 3 cm. Și atunci volumul este egal cu area bazei ori înălțimea totul supra 3, care de fapt este egal mai departe cu 216 radical din 3 ori 6 totul supra 3 și obținem volum piramide hexagonale regulate în condițiile problemei egal cu 432 radical din 3 cm cubi. Acum, pentru detinarea uh, detenarea măsurii unghiului dintre o față laterală și planul bazei, foarte important este să și știți să scrieți, să redactați Uh, Determinarea acestui unghi dintre uh, cele două plane, VBC, am ales eu acolo, observați, VBC și planul ABC. Și atunci am zis că VM fiind apotema piramidei, ea este perpendiculară pe BC, OM fiind înălțimea triunghiului echilateral OBC vine perpendiculară tot în M pentru că este și mediană, M fiind mijlocul lui BC și cum BC este dreapta de intersecție a celor două plane, am scris eu acolo o muchie comună, unghiul dintre cele două plane, VBC și ABC, este unghiul OMV. OMV pe care îl avem și acolo în figura respectivă. În triunghiul VOM cu măsura lui VOM de 90 de grade, iată, tot, tot aici am aplicat, vom aplica de fapt o funcție trigonometrică, în cazul acesta, de exemplu, sinus de OMV, care știți foarte bine, este raportul dintre cateta opusă unghiului și ipotenuză. Și atunci am observat acolo că VO este 6, VM este 12 și obținem că sinus de OMV este 1 pe 2. De aici rezultă că măsura unghiului OMV este egal cu 30 de grade. Deși să știți că aici se poate aplica și reciproca teoremii unghi de 30 de grade în triunghiul VOM, fiind dreptunghic în O și faptul că VO este jumătate, lungimea lui VO este jumătate din lungimea lui VM, ipotenuzei VM, atunci rezultă că unghiul respectiv are măsura de 30 de grade. Acum, pentru următoarea aplicație, avem tot așa o piramidă hexagonal regulată în care uh, cunoaștem înălțimea VO de 9 cm și latura bazei de 18 cm. Am ales și o problemă de acest gen pentru că am văzut în uh, programa pentru examenul de evaluare și uh, testele care au apărut în ultima vreme, uh, veți avea și subiecte de tip gril, adică să alegeți uh, un singur răspuns corect din cele uh, date. Pentru aceasta am ales această problemă, spuneam, cu înălțimea de 9 cm și uh, latura bazei de 18 cm, în cazul acestei piramide hexagonale regulat și ni se cere area laterală a piramidei, avem acolo mai multe răspunsuri, 972 cm pătrați, 324 cm pătrați, 648 cm pătrați, 1024 cm pătrați, apoi volumul piramidei, iarăși cu mai multe răspunsuri, voi trebuie să alegeți răspunsul, un singur răspuns corect și la a treia cerință distanța de la centrul bazei la o față laterală după cum vedeți în figură o să și discutăm de ce ON este acea distanță uh, din centru bazei la fața laterală VBC. Pentru început, bineînțeles, formula ariei laterale pentru piramida hexagonală regulată în cazul acesta este perimetrul bazei ori apotema supra 2, care de fapt este de 6 ori latura, da? Mulțit cu apotema supra 2. OM este latura radical din 3 pe 2, adică este înălțimea unui astfel de triunghi echilateral, egal mai departe cu nou radical din 3 cm. Și aplicăm teorema lui Pitagora în triunghiul VOM, din nou acest unghi cu măsura de 90 de grade, VOM, spuneam aplicând teorema lui Pitagora și obținem că VM la puterea 2 este egal cu VO la puterea 2 plus OM la puterea 2. Deci noi trebuie să calculăm apotema acestei piramide. Apotema care de fapt este distanța de la vârful uh, piramidei la uh, o latură a bazei. Și atunci obținem 81 plus 81 ori 3 este egal mai departe cu 81 ori 4 și anume obținem că VM este egal cu 18 cm. Vă reamintesc că fețele laterale la o piramidă regulată, indiferent că este triunghi echilateral, pătrat sau hexagon regulat, sunt triunghiuri isoscele congruente. Și atunci are laterală este egală cu 6 ori 18 ori 18, care este egal mai departe cu 972 cm pătrați și spunem noi acolo răspunsul corect este A. Pentru a doua cerință avem de calculat volumul, volumul piramidei hexagonale regulate. Avem acolo area bazei ori înălțimea, supra 3, deci iată dacă veți rezolva foarte multe probleme, să știți că aceste formule le veți reține fără să vă dați seama și le rețineți chiar foarte, foarte bine și chiar sănătos. Nu să nu încercați să le uh, memorați, pentru că veți avea la un moment dat uh, probleme în care să confundați volum de la prismă cu volum de la piramidă și atunci, lucrând foarte multe probleme, veți putea să rețineți mai ușor aceste formule. Deci aici avem area bază, adică area hexagonului. Regula care am spus acolo că e de 6 ori area unui triunghi echilateral, deci 6 ori 324 radical din 3 supra 4, deci asta este area bazei, da? Înmulțit cu înălțimea 9 totul supra 3, de unde obținem 81 radical din 3 ori 18, pentru că aici am simplificat fracția printr-un 3 și ne-a mai rămas un 3 și cu 6, 18 ori 81 radical din 3, deci 81 ori uh, 18 radical, ce, uh, radical, din 3 cm cubi. Și atunci obținem că volumul este 1458 radical din 3 cm cubi, adică avem noi acolo mai înainte răspuns corect B. Pentru cerința a treia, ni se cerea să determinăm noi distanța de la centrul bazei la o față laterală. Și atunci ce am uh, observat acolo? Că VM este, ON este perpendiculară pe VM prin construcție, am dus o perpendiculară din O pe VM, VM este perpendiculară pe BC și OM este perpendiculară de asemenea pe BC, M fiind mijlocul laturii BC. Deci cu reciproca a doua trei cele perpendiculare avem că ON este distanța de la centrul O al hexagonului regulat la fața aleasă de mine, fața laterală VBC, planul VBC. De aici, observați că ON este înălțimea corespunzătoare potenzei în triunghiul dreptunghic VOM. VOM, observați cu unghiul uh, VOM de 90 de grade, iar ON este înălțimea corespunzătoare ipotenuzei și știți foarte bine că este egală cu cateta 1, ori, cateta 2 supraipotenză și anume în cazul nostru. VO este o catetă, OM o altă catetă, totul supra să VM. Și prin înlocuirea lungimilor acestor laturi avem 9 ori 9 radical din 3 supra 18, care este egal mai departe cu 9 radical din 3 supra 2 cm. Răspuns corect este era B, dacă ați reținut acele răspunsuri de mai înainte. Și mai avem aici o altă aplicație Iarăși am considerat destul de importantă, rog, sunt foarte multe, dar am încercat să selectez cât mai uh, multe probleme în care să vă fie de folos, mai ales pentru recapitularea formulelor la arie și volum în cadrul piramidei regulate. Deci spuneam că la această aplicație avem o piramidă hexagonală regulată cu înălțimea egală cu 6 radical din 3 cm și muchea laterală de 12 radical din 3 cm. Ni se cere să aflăm area totală a piramidei. Avem acolo mai multe uh, răspunsuri posibile, dar v-am spus unul singur este corect. Volumul piramidei și tangenta unghiului plan corespunzător diedului format de o față laterală cu planul bazei. Pentru aceasta, deci, să trecem la prima cerință, avem uh, în triunghiul VOB cu măsura unghiului VOB de 90 de grade, celebra teorema lui Pitagora, pe care o aplicăm aici, și obținem că VB la puterea a doua este egal cu VO la puterea a doua plus OB la puterea a doua. Deci este vorba de ipotenuza VB, care este muchie laterală pentru această piramidă. Și aici rezultă că OB este egal cu VB la puterea a doua minus VO la puterea a doua și prin înlocuire obținem 12 la 2 ori 3 minus 6 la 2 ori 3 da? care este egal mai departe cu 6 la 2 ori 3 ori 4 minus 1 iarăși aici am aplicat metoda factorii comun însă puteți să și calculați că nu sunt mere foarte mari dar v-am adus aminte și această metodă pentru că este mult mai uh, convenabilă mai ales că rezultatul este descompus observați obținem 6 la 2 ori 3 la puterea 2 și de aici mai departe VB pătrat este egal cu 18 la 2 și rezultă că uh, OB, pardon, la pătrat este egal cu 18 la 2 și de aici rezultă OB este egal cu 18, care de fapt este și latura hexagonului regulat. Area bazei, care este 6 ori L pătrat radical din 3 pe 4, este egal mai departe cu 6 ori 18 la 2 radical din 3 spre 4, este egal mai departe cu 486 radical din 3 cm pătrați. În triunghiul VMB, VMB cu măsura unghiul VMB, de 90 de grade, aplicând teorema lui Pitagora și avem Vm la pătrat. Asta este unul despre care vă spunem. Vm la puterea a doua este egal cu, de fapt, apotema la puterea a doua, care este egal mai departe cu Vb la a doua minus Bm la puterea a doua, care este egal mai departe cu 12 la pătrat ori 3 minus 9 la pătrat. Iarăși cu metoda factorii comun am scos 3 la a doua factor comun și am obținut 3 la a doua cu 39, ceea ce înseamnă că Vm este egal cu 3 radical din 39. De aici rezultarea laterală perimetru bazei ori apotema asupra 2 și avem 6 ori latura ora apotema asupra 2 și după înlocuirea celor, acelor laturi obținem 162 radical din 39 cm pătrați. Deci V era 3 radical din 39 și uh, are laterală 162 radical din 3 și atunci aria totală este 162 radical din 3 pe lângă 3 plus radical din 13, ceea ce avem răspuns corect A. Și în sfârșit, uh, pentru volum am aplicat formula, deci avem area bazei înălțimea supra 3, ceea ce înseamnă 2916 cm3. Și pentru unghiul dintre o față laterală cu planul bazei, observăm că avem V în perpendiculară pe BC, OM în perpendiculară pe BC, BC este muchie comună, M este în mijlocul laturii BC și atunci obținem că unghiul dintre v, planul VBC și ABC este unghiul OMV. Și de aici, în triunghiul meu, am aplicat tangenta acestui unghi, care este, vă reamintesc, cateta opusă supra cateta alăturată, deci V -o supra OM, ceea ce înseamnă 2 supra radical din 3, 2 supra 3, care este, de fapt, OM este egal mai departe cu uh, OM fiind egal cu latul radical din 3P2, ceea ce am obținut acolo radical în radical din 3, deci tangenta este 2 supra 3, tangenta unghiului OMV. Și răspunsul corect este B. Cam atât pentru astăzi, sper să vă fi ajutat informațiile acestea și uh, vă urez mult succes multă sănătate și nu uitați, matematica este alfabetul cu care Dumnezeu a scris Universul. Galileu Galilei, îmi place foarte mult acest citat, așa că vă urez succes la examen. Prieteni, dacă ați calculat cu atenție problema propusă de mine, v-ați dat seama că în clasa lui Pitagora erau 28 de elevi. La final de lecții vă invit să ne urmăriți pe pagina de Facebook Teleșcoala TVR, dar și pe pagina de Instagram Teleșcoala. Postăm acolo informații utile despre cursuri și antrenamente. Emisiunea continuă și după amiază cu lecții pentru elevi de liceu. Cu voi ne revedem mâine dimineață. Să nu lipsiți nemotivat! Si frumoasă, prieteni!